Bună seara! Fără mari schimbări la Naționala Moldovei de fotbal, selecționerul Ion Caras a anunțat lotul lărgit al Naționalei pentru partidele cu Ucraina și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2014. Caras nu a convocat trei fotbaliști în comparație cu ultimele meciuri ale tricolorilor cu Anglia și Polonia. În schimb, la lot au revenit alți patru jucători. Antrenorul Naționalei Moldovei, Ion Caras, a ales jucătorii pentru partidele cu Ucraina și San Marino din preliminariile Campionatului Mondial 2014. Selecționerul nu a convocat trei fotbaliști în comparație cu ultimele meciuri ale tricolorilor cu Anglia și Polonia. Este vorba de Nicolae Orlovski, Denis Zmeu și Eugeniu Sidorenko. În schimb, la lot au revenit patru jucători, Serghei Gheorghiev, Artur Ioniță, Radu Gânsar și Serghei Dadu. Lotul lărgit al Moldovei este format din 33 de fotbaliști, dintre care 18 reprezintă cluburi de peste hotare, 14 tricolore echipe din campionatul autohton, iar unul este fără club. Partida Moldova-Ucraina din preliminariile Campionatului Mondial 2014 va avea loc vineri 12 octombrie la Chișinău cu începere de la ora 21, iar meciul San Marino-Moldova se va disputa la 16 octombrie în deplasare. Este oficial, omul de afaceri Adlan Shishkhanov nu mai este coproprietar al lui Zimbru. Anunțul a fost făcut de site-ul oficial al clubului. Am luat decizia să mă retrag, am spus nu o singură dată că fotbalul moldovenesc are nevoie de o schimbare, una valorică la nivel de conducere, a menționat Shishkhanov pentru site-ul fotbal.md. Adlan a pus suflet și a investit bani, iar oamenii în măști au dat peste el cu insinuări. El a decis să plece. Până acum nu m-am implicat în treburile financiare ale clubului, iar de la 1 octombrie o voi face. Cât despre o posibilă candidare la funcția de președinte FMF, nu am declarat niciodată acest lucru, a spus de partea cealaltă proprietarului Zimbru, Nicolae Ciornei, pentru site-ul moldfutbol.com. Omul de afaceri Adlan Shishkhanov, în vârstă de 39 de ani, a activat la două echipe de fotbal din Moldova. La Dacia a fost proprietar, iar la Zimbru coproprietar. И будет вместе с нами финансировать футбольный клуб «Зимбру». Всю инфраструктуру, также поддержание ее, мы все это будем делать вместе. У нас есть с Адланом договоренности и не только в футболе, но и в других бизнесах, которые у меня уже есть, он может войти. Я обещаю путем инвестиций в «Зимбру» поднять детскую школу в первую очередь. И главный игрок первой команды. Вот. Как бы, чтобы это было понятно. Удача для меня все равно. Никогда в жизни в человеческом плане чужой команды не станет. Luptă aprigă între echipele din mijlocul clasamentului în divizia națională. FC Academia s-a impus în deplasare în fața lui FC Costuleni, scor 2-1, după ce a fost condusă cu 1-0 până în minutul 84, într-o partidă din etapa 11-a din campionat. FC Costuleni a deschis scorul în minutul 15 prin Ivanov. FC Academia a egalat tocmai în minutul 84 prin Ivandovski. Gânsare a stabilit rezultatul final, 2-1 pentru Academia în prelungiri. Într-un alt meci, Iskra Stal a trecut în deplasare de Speranța, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost înscris de Kilichevici în minutul 89. Cred că e sinceritatea, nu mi-a ajuns. La singură s-a văzut.
Noi, nu ca să câștigăm meciul, ieșim 1-1, noi scăpăm. Eu nu pot să comentez ce fac jucătorii mei în aparat. Очень неуступчивая команда боролась хорошо и временами контратаковала и вдвойне приятно, что нам удалось добиться результата. Может быть, не самый логичный гол, но у нас было достаточно моментов, чтобы забить гол. În celelalte partide din etapa 11-a din Divizia Națională s-au înregistrat următoarele rezultate. Olimpia Milsami 0-2, FC Tiraspol Zimbru 2-1, Dacia Șerif 0-1 și Nistru Rapid 0-1. Șerif este lider cu 31 de puncte. Dacia ocupă locul 2 cu 9 puncte mai puțin. Milsami se clasează pe poziția a 3-a. Pe ultimele locuri sunt Speranța și Nistru.